Universul poate fi definit ca totalitatea spațiului și timpului a tuturor formelor de materie și energie. În timp ce dimensiunea întregului univers nu e cunoscută, universul observabil poate fi măsurat și e estimat în prezent la 93 miliarde de ani lumină în diametru. Dar v-ați gândit vreodată care este cel mai periculos loc din universul nostru? Având în vedere că spațiul e atât de vast, în univers există foarte multe locuri periculoase în care noi oamenii nu am avea nicio șansă de a supraviețui. Așadar, în acest videoclip vă propun să vedem care este de fapt cel mai periculos loc din univers. Venus. Fără îndoială, Venus e cea mai periculoasă planetă din sistemul nostru solar, datorită norilor săi bogați în dioxid de sulf. Acești nori împiedică lumina soarelui să ajungă la suprafața planetei și împiedică ieșirea din atmosfera a dioxidului de carbon mortal. Suprafața lui Venus e plină de vulcani care emit cantități mari de căldură și dioxid de carbon. Depozitul mare de dioxid de carbon face ca planeta Venus să fie de-a dreptul otrăvitoare pentru oameni. Norii groși captează de asemenea căldura și gazul, încălzind planeta până la o temperatură letală. Temperaturile medii de pe Venus ajung la un nivel ostil de 467 de grade Celsius, iar temperatura fierbinte rămâne constantă pe toată planeta, chiar și la poli. Alte planete fierbinți sunt adesea mai reci la poli. Venus păstrează de asemenea această temperatură ridicată în fiecare zi a anului. Chiar și nopțile sunt la fel de fierbinți ca zilele. Cercetătorii cred că Venus ar fi similar cu Mercur dacă Venus nu ar avea acești nori. În mod interesant, pe Venus chiar plouă și ninge, deși lucrurile sunt destul de diferite de ceea ce se întâmplă pe Pământ. Zăpada nu e compusă din lichide, ci din metale, iar precipitațiile sunt compuse din acid sulfuric mortal. Cu toate acestea, temperatura ridicată de pe planetă înseamnă că ploaia nu atinge niciodată suprafața planetei. În schimb, ea se evaporă la jumătatea drumului pentru a forma un alt nor. Dar Venus e de departe de a fi cel mai periculos loc din univers, având în vedere că nici măcar nu e cea mai periculoasă planetă. Proxima B. Această planetă arăta promițător când a fost descoperită. Ea orbitează în jurul Proxima Centauri, o stea pitică roșie care se află la 4,24 ani lumină distanță de Pământ. Exoplaneta i-a interesat pe astronomii care au crezut că are apă și proprietăți asemănătoare Pământului. Cu toate acestea, relativ la scurt timp, au descoperit că s-au înșelat. Proxima B e atât de apropiată de Proxima Centauri încât exoplaneta finalizează o orbită completă în doar 11,2 zile. De asemenea, planeta are o jumătate extrem de fierbinte și cealaltă jumătate extrem de rece și înghețată. Între cele două jumătăți e o parte de mijloc cu o temperatură mai normală. Cu toate acestea, e puțin probabil ca această regiune să susțină viața din cauza stelei Proxima Centauri. După cum am menționat mai devreme, Proxima Centauri este o pitică roșie. O caracteristică a acestor stele e tendința lor de a elibera flăcări solare la fiecare 2 până la 3 luni, care lovesc planetele ce orbitează în jurul stelelor. Aceste explozii ar distruge straturile de ozon ale acestor planete, făcându-le vulnerabile la radiațiile ultraviolete de la stele. Un astfel de eveniment a fost observat pe 24 martie 2017, când Proxima Centauri a lansat o erupție solară către exoplaneta Proxima B. Flacăra a fost atât de intensă încât steaua a devenit de 1000 de ori mai strălucitoare în 10 secunde. Proxima B a primit de 4000 de ori radiația care ajunge pe Pământ de la Soare. Acest lucru e devastator pentru oricine trăiește pe această exoplanetă. Așadar, putem considera Proxima B în acest moment cea mai periculoasă planetă din univers, niciun om neavând vreo șansă de supraviețuire în acest mediu ostil. Totuși, pe lângă planete, în univers există alte locuri mult mai periculoase și mai rele pentru oameni. Găurile albe. Găurile negre, fără îndoială, una din cele mai populare obiecte din astronomie. Mult mai puțin cunoscute sunt însă găurile albe, care au proprietăți opuse. Dacă nimic nu poate ieși dintr-o gaură neagră, opusul e valabil pentru o gaură albă. Nimic nu poate intra într-o gaură albă. Poate că definirea prin termenul de gaură nu e cel mai potrivit pentru a defini acest obiect, deoarece acestea fac opusul a ceea ce noi intuim că face o gaură. Nu există nicio confirmare că o astfel de gaură a fost detectată vreodată, dar oamenii de știință au încredere că ele există. Nu sunt confirmate de observațiile spațiale, ci de ecuațiile matematice ale lui Einstein, care la vremea sa au servit la prezicerea existenței găurilor negre, lucru care a durat ani buni să fie confirmat de observații. Acestea pot fi doar obiecte matematice teoretic posibile, dar inexistente sau chiar mai dificil de detectat decât găurile negre. Sau poate chiar sunt nedetectabile. O altă explicație, chiar mai ciudată, prezentată de fizicianul Lee Smolin, e ideea că Big Bang-ul, de la începutul universului nostru, e el însuși o gaură albă.
mulți dintre parametrii se potrivesc. Big Bang-ul e practic infinit, nu este posibil să pătrundem în interiorul obiectului. Și deși găurile negre se referă la ceva care merge în viitor, găurile albe sunt despre ceva care vine din trecut. S-ar putea chiar ca fiecare gaură albă din universul nostru să genereze un alt Big Bang nou într-un univers diferit, cel puțin matematic. Așadar, dacă ați fi prinși într-o astfel de gaură albă, fără posibilitatea de a ieși și fără posibilitatea ca altcineva să intre într-o astfel de gaură, cu siguranță ați putea considera că vă aflați într-un loc extrem de periculos. Și cu toate acestea, nici măcar găurile albe nu sunt cele mai periculoase locuri din univers. Quasar. La sfârșitul anilor 1950, semnalele radio ciudate și misterioase au început să fie detectate pe cer. Ele nu semănau deloc cu cele provenite de la stele. Aceste unde primite pe Pământ acopereau întregul spectru de radiații și aveau o intensitate fără precedent, fiind de mii de ori mai puternice decât semnalele unei întregi galaxii. Nimic asemănător nu se mai văzuse vreodată. Astronomii au crezut că sursa tuturor acestei game variate de semnale ar fi un nou tip de obiect astronomic, numit o sursă radio quasi-stelară, care a fost denumită Quasar. La vremea respectivă, acești quasari nou observați erau considerați a fi găuri albe, dar nu a durat mult până când s-a găsit o teorie mai bună care avea legătură cu găurile negre supermasive care se formează în centrul majorității galaxiilor, cântărind între 100 de milioane și 1 miliard de ori mai mult decât soarele nostru. Găurile negre nu pot străluci de la sine, dar pot fi detectate din cauza a ceea ce se întâmplă în jurul lor, chiar înainte de linia dincolo de care nimic nu poate scăpa. În găurile negre supermasive, o cantitate uriașă de material din mediul interstelar cade spre obiect, formând o spirală similară cu cea realizată prin scurgerea apei dintr-o cadă. Forța gravitațională de acolo e enormă. Acest material accelerează la viteze extreme și din coliziunile dintre particulele de materie ies jeturi de plasmă care călătoresc cu viteză foarte mare. Aceste ejecții sunt aliniate cu câmpurile magnetice enorme ale găurii negre, ceea ce le face o sursă de lumină foarte puternică, dar care nu strălucește în toate direcțiile, ci doar într-un arc îngust de doar un grad, similar cu farurile unei mașini sau cu un fascicul laser. Tocmai datorită strălucirilor enorme și pentru că acești quasari concentrează atât de mult lumina, sunt cele mai îndepărtate obiecte care pot fi observate. Și ca în astronomie, cu cât observăm mai departe, cu atât ne întoarcem mai mult în timp. Asta înseamnă că sunt situate în galaxiile formate la scurt timp după Big Bang, la începutul universului nostru. Viața într-un quasar e practic imposibilă luând în calcul toate proprietățile acestui corp ceresc, de la luminozitate până la faptul că în jurul său se află găuri negre. Dar în univers există un loc și mai periculos. Kilonova. La sfârșitul vieții lor, nu toate stelele ajung să fie niște găuri negre. Multe care nu au suficientă masă pentru a genera o gaură neagră mor paradoxal într-un mod mult mai violent și spectaculos. La un moment dat, când o stea rămâne fără energie, începe să se comprime până la punctul în care forțele nucleare ale particulelor din interiorul ei sunt capabile să oprească contracția. În acea etapă încep noi reacții nucleare care se termină cu o cascadă de neutroni care evaporă literalmente steaua. Acest proces e ceea ce e cunoscut sub numele de supernovă. În centrul exploziei se află un cadavru stelar format dintr-o stea de neutroni. Materialul acestei stele e extrem de dens. Prin comparație, o ceașcă de ceai plină cu această materie ar cântări la fel de mult pe Pământ ca întreg muntele Everest. Stelele neutronice pot fi găsite singure sau în sisteme duble, cu o stea care orbitează în jurul alteia. Această orbitare durează miliarde de ani, dar în timp stelele formate în urma unei supernove se apropie din ce în ce mai mult. Când se ciocnesc în cele din urmă, atât densitatea lor extremă cât și viteza lor produc cea mai mare explozie cunoscută din univers, o kilonovă. Două jeturi de raze gamma ies din explozie și dacă așa ceva ar lovi Pământul în mod direct, ar distruge la propriu întreaga noastră planetă. Din fericire, acest lucru e puțin probabil să se petreacă în viitorul apropiat. Procesul în sine generează de aproximativ 1000 de ori mai multă energie decât o supernovă. Forța exploziei e atât de puternică încât le detectăm pe Pământ ca unde gravitaționale. În același mod în care apa dintr-un iaz formează valuri atunci când arunci o pietricică, aceste evenimente sunt de așa natură încât generează o tulburare foarte similară într-un spațiu-timp în sine. Orice ființă care se află aproape de o astfel de explozie ar fi pur și simplu spulberat la propriu. De aceea se consideră că cele mai periculoase locuri din univers sunt acele kilonove, căci în momentul în care se produc, ele creează o energie enormă și mortală pentru tot ceea ce e în jur.
Deși în prezent Pământul e cel mai periculos loc din univers pentru simplu fapt că aici au murit cei mai mulți oameni de-a lungul istoriei, obiectele și planetele prezentate în acest clip sunt mult mai periculoase decât Pământul, chiar dacă oamenii nu au ajuns acolo, cel mai probabil nici în curând nu vor ajunge în astfel de locuri din simplu motiv că locurile respective sunt mortale și mult prea ostile pentru viața umană. Până când știința nu va dezvolta tehnologiile necesare ca oamenii să poată ajunge pe Venus sau în apropierea unui coasar, tot ceea ce putem face este să speculăm cât de periculoase sunt aceste locuri din univers pentru oameni. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!